Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Prince of Persia Forgotten Sands. Ultima oară când ne-am întâlnit am ajuns aici la locul ăsta extrem de dubios, care trebuie să fie orașul Juginilor sau Ginilor sau Jujinilor sau Junini sau cum veți voi să o numiți. Și acum ne străduim să vedem care e figura cu locul ăsta. Oh, și eu care mă temeam de ceva mai complicat de atât. Dar stai, că lucrurile nu sunt gata, bobiță, calmează-te, pentru că lucrurile vor deveni normal mai complicate. Vreau să văd cum arată sabia aia, ceva îmi spune că o să fiu dezamăgit, ești. Nu am ce să cred. Oh. Wow. Wow. Stai așa. Stai. Cred că așa vine. Cred. Da, așa vine. Haha! Magie neagră! Hai să vedem lucrurile nu sunt așa ușoare. Trebuie să fie ceva de genul ăsta. God damn it, bă! Hoba! Hoba! Hoppa! Ui! Gata! Oh, și asta e la fel. Stai, trebuie să opresc o leacă. Bam! Bă, ce deștept sunt, frate, să-mi bag picioarele. Bă, ești nebun? Nu știu! Eu încă mă întreb cine a avut capcanele alea, de mi-a scos mie creierii cu ele. E, măcar știm că există un drum lejer în jos, nu-i așa? Am vorbit prea repede, nu? Normal că am vorbit prea repede, ce crezi, că te joci cumva Assassin's Creed? Oh, wow. Până secunda că-ți când o să reușească. You fucking shitting me! Da cum să nu? Da cum să nu? Da. Secvența cu turnul din nou? Secvența cu turnul, da? Nu, ok. Ok, ia mirosit asta. Nice. Atât. Da,
de ce sare pe lângă? Nu înțeleg. I don't fucking understand. Uite cum sare pe lângă. DJ! Oh my fuck. De ce nu înțeleg pe ăsta, mă? De ce nu înțeleg pe stanul ăsta, bostanul ăsta, cum chemând? De ce faci așa? Băi, nene, băi, ești de bol. Ok, fie. Așa, mă? Trebuie să dai fix la limita limitei să meargă drăcia asta. FMM. Ar trebui să o zici. Deci mă jur, ar trebui să o zici. Vezi? Vezi dacă deschizi gura? Uite ce se întâmplă când deschizi gura. Penis. You think Razia might have warned me about that? I suppose you have a thousand years old idea things too. Like giant collapsing staircases that could kill people. Oh my f- Da cum să nu? Da cum să nu? Să nu din nou. Oh my god. What the fuck? Da, de ce nu? De ce nu? Oh my god. This fuck. Ow! Okay, feet. Oh my god! Oh! 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 Woo! Oh my god, ow! Cineva avea chef de glume la Ubisoft când au făcut astea! Mă doare mintea, bă. Da cum? Lasă. Aoleu. Dacă tot ne dăm în spate, să ne dăm de-a binele în spate. Shit. M-am mâncat la pauță. Da, cum să nu să-mi pap picioarele. Oh my god. Cine a inventat astea? Cine a crezut că asta o să fie distractiv? Cine? Au! A fost cuprins într-o eternă capcană a prostiei.
Dar cum, frate, că nu pot să sar? Deci nu mă lăsa să sar. O să stăm aici ceva, băieți, vă zic eu de pe acum. V-ați dorit vreodată să mă vedeți suferind? Asta este momentul potrivit să mă vedeți suferind în ultimul hal. Dar chiar că în ultimul hal. Dar cum? Era o ultima milisecundă. Bye! Okay. Oh my god, da. Yes. Fuck yeah. 10 minute de kill, boys, 10 minute. Cred că am să leșin aici. S-a blocat? Hai, frate, ăsta nu-i momentul să te blochezi. Alo? Nu e momentul potrivit! Nu e momentul potrivit! Nu! Warned me the stairs were dangerous. Jesus. They collapsed under my feet. I am sorry. The city has been abandoned for many centuries. A trebuit să fac faza aia de câteva 4 ore. So long, I did not think of it. Is there anything else you haven't thought of? Like perhaps a way for me to save my brother? You tried to stop him, didn't you? Yep. Despite what I said. Of course I did. Then you know I told you the truth. Your brother is gone. I know he is not himself. But that he cannot be saved. How can I trust what you say? I know nothing about you. I know very little about you either, son of Sharman, brother of Malik. And yet I must trust you to end what your brother has started. Why do you care? You're one of the Jinn. Your kind are all but immortal. Ratash was once one of my own people. Oh. If we do not succeed here, he will destroy everything I have ever cared about. And the things I have sworn to protect. Including this kingdom. Why do you need me? Why not do it yourself? Pentru că ai blocat aici. I have my part to play. And what is that? Do you truly not trust me? Or are you simply angry because you know what must be done and are afraid to face it? When I was younger, my father was often away at war. It was Malik who first taught me to hold a sword. How can I fight him? It is not your brother that you fight. It is Ratash. I know that. It doesn't make things any easier. You are right. Ratash and his army must be stopped. Tell me what I need to do. The city is in ruins. Damn. You will not pass through it on your own. Ce mai îmi dai acum? Stai că mai îmi dă ceva. I have given you my memories of this place. Oh. They will help you see the city as it once was. Oh, acum mă bagă cu de... Ai de viața mea. Poate să beau apă, să mă healii sau ceva? Te rog! Simt cum îmi crapă creierii deja. Și mi-a mai dat încă o chestie. A, uite, hai să vezi acum cum arăta tot înainte să se strice tot. Oh, oh, ce fericire! Vai, ce fericire! Bine că nu vedeți fața, zic cât de fericită e în momentul ăsta. Oh, acum hai să ne distrăm cu chestiile astea. Mai multe butoane în care eu o să mă încurc. Cum să strici creierii? Ah, acum nu mai oprim apa, oprim... facem să apară pereți random. Jesus. You can only recall one area at a time. Oh. Puță.
Atât. Da. Cum mă distrez? Ah, trebuie să apeși doar o dată. Prins. Got it, bă. Hai că am înțeles. Super, păi am găsit chestii și scarabeu-o drăcii. Gata, pss. Nici cum am chinuit foarte mult. A, uite-o. Once it was home of the Marid, Madrid? The greatest of the tribes of the Jinn. You will be able to see some of its glory. Madrid? Beyond this wall is the temple. I will meet you there. Oh da! Distracție! Da, oameni buni, îmi cer scuze că nu am tăiat partea aia în care pur și simplu părțile în care mă chinuiam, dar am văzut că vă place suferința mea și de aceea probabil am lăsat-o. Și vă place să mă vedeți că sufăr. Ok. Interesant, presupun. De aia știi și ce vrea să reprezinte toate astea. The leaders of the four tribes of the Jinn. Before the army came, this was one of our greatest cities. What happened here? When King Solomon formed his empire, he allied with the four tribes of Jinn. We worked together to create cities, the likes of which had never been seen. Asha. My people, the Marid, moved rivers, created aqueducts. We kept the waters flowing, bringing life to the desert. But some of us hated that human and jinn should work together. And the first among them was Ratash. He resented King Solomon and vowed to destroy his empire. Așa. Ratash combined his powers with the desert sand and wind to create an army. It was an abomination, a desecration of all that our powers had ever created. When the army attacked, King Solomon and the four tribes banded together to stop it. It was a massacre. The army grew even as we fought it. It was as endless as the sand itself. Finally, a way was found to imprison it within the seal, but not before many died, human and jinn. Very few of my people survived the battle. Of those who remained, most left the city. Vowing to stay far away from the army, even though it was sealed away. And now, I am the only one left. Why do you stay here? Nu știu. Rakem stands in the reservoir that feeds the city above us. I swore to King Solomon that I would guard the water. Without it, the kingdom above would die. I did not realize I had been here so long. I believe I told you time passes differently for the Jinn. It was not until I felt the army's release that I realized so much had been lost. Razia! Razia! Whoa! Cam micuț băiatul ăsta. Am înțeles ideea. Place cum e același model ca și Rankehen ăla. Oh, dar mai stăți mulți? Măcar dați da niște mana. Rect. Easy.
Bă, da, mai dați, bă, niște mana. Oh, las că Abridu e bun. Țuș! Țuș! Gata, mă. Are you all right? It seems the army's power is interfering with my own. This is not something I have seen before. We should move on before something worse happens. Damn, boy. Damn. Whew, bă, jocul ăsta nu știu, are, începe să facă iar niște probleme de la super super nașpa. S-a mai blocat o dată și tot eram pe la drăcile alea. Băi, da, te rog, deci faza aia cu chestiile alea, cum frate să gândești chestia asta în felul următor? Deci trebuie să ții totul așa precis, să fii singur că sari și că dai și că ieși, că uneori nici nu poți să sari, dar nici nu poți să te rostogolești. Și ești, well, time for me to get fucked then. Știi, chestii de genul ăsta. Ai, doamne. Ok, să facem șapurii de ăsta action frumos. Ne aprodăm partea asta. Ice Blast level 2, sună bine. Sună foarte bine. Ok, mai bun, cam asta ar trebui pentru partea asta din Prince of Persia Forgotten Sands. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și noi ne auzim cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!